Mai sărit un pic. Am dus-o pe Zenobia în scobitura digului și am viermuit acolo, nu știu cât timp, fără să ne spunem o vorbă. Întinși umăr la umăr, cu fețele sprijinite de pământul umed al alveolei aceleia. Era o mare dragoste și ne lipiserăm unul de altul, în beznă. Iar dincolo de noi se întindea pelicula care ne cuprinde pe toți, ca o ameabă, ascunsă în fiecare dintre noi. După un timp, m-am dus cu Zenobia la pădure. Noi nu ne-am despărțit niciodată, vă rog să rețineți amănuntul acesta, chiar dacă uneori o să vi se pară altfel. Ca să ascultăm foșnetul tufelor și să aflăm vești despre lume. Era în zodia bătrânilor îndrăgostiți și am văzut plutind pe deasupra noastră pe cei doi bătrâni uriași care spre toamnă acoperă cerul. Cât au trecut ei, pădurea s-a umplut de gemete și de mormăituri. Ai fi putut jura că tună. Apoi s-au dus. Noi doi le-am mulțumit pentru cele aflate și am ieșit umăr la umăr pe câmp. Peste un timp ne-am dat seama că splendida toamnă care acoperise lumea se apropia de sfârșit. Și cum în mlaștini iernile sunt deosebit de aspre, ne-am pregătit pentru hibernare. Am lărgit cu mâinile noastre scorbură. Am căptușit-o cu crengile care ni se ofereau singure. N-am lăsat decât o ușă și o mică fereastră acoperite cu nuiele împletite, ca să putem deschide la nevoie. Am presărat pe jos flori de câmp, aproape veștejite, am săpat acolo înăuntru o gură de apă și firește o mică latrină. Zilele se scurgeau lente, soarele devenea tot mai portocaliu. Ajuns aici, vă rog să recapitulați pe când eu, în așteptarea iernii, declamam ore șiri, iar Zenobia mă acompania, bătând numai cu două degete într-o mică tobă făcută dintr-o bucată de piele găsită pe apă, uscată la vânt și întinsă peste un ciot de lemn scobit. Ciudatele ei ritmuri aminteau clămpănitul berzelor care se pregăteau să plece spre sud. Despre ceilalți nu mai știam nimic. Poate că Petru rătăcea prin mlaștini, ultima trestie dinspre nord spunea că îl zărise trecând în direcția orașului, cât despre ea s-o înjignit de comportarea lui din timpul scurtei noastre întâlniri, vroiam să-l uit. Din când în când, în decursul rarelor noastre ieșiri din scorbura, alergam cu Zenobia pe câmp, ca să ne dezmorțim. De fapt, eu alergam pentru că ea zbura, lipită de umărul meu. Odată când ne-am oprit să respirăm pe o mobilă, i-am zărit de departe pe domnul Sima și pe Dragoș, culegeau pe semne ultimele flori albastre. I-am salutat de la distanță, eu fluturându-mi mâna dreaptă, Zenobia fluturându-și mâna stângă, pentru că umărul meu stâng era lipit de umărul ei drept. Domnul Sima și Dragoș ne-au răspuns prin semne prietenești, făcute cu ce mână vroia fiecare, pentru că ei nu se aflau umăr la umăr. Astfel am dus o săptămâni întregi ca niște cârtițe în adăpostul nostru, iar pe deasupra se întindea imensul cer care, pe semne, noaptea se împodobea cu toate stelele lui, desfășurate la nesfârșit. Zenobia își continua șaptele, vorbea cu umerii mei, cu gura mea, cu genunchii mei. Rareori am auzit-o în perioada aceea adresându-mi se mie direct, ca unui întreg. În afară de clipele când îmi spunea că mă iubește neînchipuit de mult, încă dinainte de a ne fi întâlnit. Venise iarna, o iarnă grea cu viscole și cu troiene de zăpadă, pământul și crengile uscate din scorbură foșneau stins, apa din groapă abia dacă se înfiora când ne apropiam tremurătoarele buze de suprafața ei. Numai din când în când se auzea pe afară din lume câte un urlet pe semne viscolul și așa mai departe. Atunci tresăream și strigam: "Cine e acolo?" Și nu răspundea nimeni. Dar odată cineva mi-a răspuns: "Eu sunt domnul Sima." "Domnul Sima? Iată, uite, domnule, ce surpriză! Și m-am repezit spre fereastră, dar n-am deschis-o. Iată, uite, domnule, să mă fi picat cu ceară și n-aș fi bănuit că ești dumneata. Cu ce ocazie pe aici?" "V-am căutat o grămadă," mi-a spus el. "Mă temeam să nu vă fi mâncat lupii care au trecut Dunărea încoace. Am văzut ieri un mânz. Alerga nebunit, sângele îi flutura ca o coamă pe gât. Îl mușcaseră lupii. Eu nu ies niciodată fără pușcă." "Păi, dumitale, îți convine, ai pușca aia din odaia de jos," i-am spus. "Pe când noi, adică Zenobia și eu, îngropați aici ca niște cârtițe, n-avem nimic, facem dragoste și atât." "Îmi pare rău că nu pot să te invit înăuntru, domnule Sima, nu e loc. Dumneata m-a invitat atunci, era loc, dar spune drept, ce te-a făcut să vii pe vifornița asta până aici?"
Nu, ca să vezi, v-am adus niște ierburi, conțin vitamine, să le aveți, la nevoie, sunt bune, deschide ușa să ți le dau. Dumneata, domnule Sima, pe semne că ești un lup și vrei să deschid ca să tragi cu pușca aia în noi și pe urmă să ne mănânci. Ia vino mai aproape, să deschid fereastra, să constat că ești dumneata, să mă conving. Am deschis fereastra, domnul Sima s-a apropiat, am scos mâna afară, i-am pipăit fața. Mi-a înghețat degetele, era chiar el, îl vedeam bine, plângea. Hai, domnule Sima, ești om în toată firea, fii bărbat, nu mai plânge, i-am spus. Domnul Sima se clătina, mișcat de rafalele vântului. Dumneata, ești un om fericit, a suspinat el, îți convine să vorbești așa, fiindcă te ocrotește. Mi se pare că a început să aiurez din cauza frigului, domnule Sima. Eu stau aici, nu mă întreb acum și dumneata zici că mă ocrotește. Cine mă ocrotește? Nu cumva te referi la Zenobia. Știi foarte bine cine mi-a spus el. Ce să mai zic, domnule Sima, i-am răspuns eu. Fiecare își comunică erorile cum poate, iar ele cuprind totdeauna un pic de adevăr. Ceilalți înțeleg cât pot. Fiecare spune mai puțin decât înțelege și înțelege mai mult decât îi se spune. Iar ce înțelege nu îi se spune, fiindcă ce îi se spune nu înțelege și așa mai departe. Dar să lăsăm tâmpenile, să fim rezonabili. Domnule Sima, ia spune. Ce s-a întâmplat? De ce plânge? Domnul Sima și-a scos cu degetul cel mare și cu arătătorul de la mâna dreaptă, în stânga ținea pușca, o lacrimă, care îi înghețase în colțul ochiului și i-a dat drumul jos. Acolo unde a căzut lacrima a rămas o gropiță în zăpadă, abia vizibilă, cât o înțepătură de ac. Și atât. Apoi mi-a spus. S-a întâmplat că am să mor curând. Nu cred să apuc primăvara. Fii serios, domnule Sima, a spus. Par sănătos tun. Ar trebui să alungi aceste negre gânduri. Știi bine că este exact cum spun. Și că plâng, fiindcă așa se obișnuiește în asemenea ocazii. Mi-a răspuns domnul Sima. În plus, m-am îngrijit de toate. Am lăsat casa și ce mai am unei rude, un fel de văr de-al doilea, magistrat în județul Bacău, să vină să mă îngroape. Am pus deoparte pentru Zenobia o rochie de la cine știe ce străbunic. Am găsit-o în pod, într-un cuier. E putrezită, dar mai ține. Dumitale, ți-am pregătit niște pantaloni albaștri, cam peticiți, dar mai sunt buni. O cămașă cu jabou, niște ghete albe, cred că au fost de patinaj. Acum nu mai au patină, n-am găsit altă. Și încă niște lucruri, o pereche de ciorap, nu mai știu ce, o căciulă. Vi le aduc când mai vin pe aici. Poate vă duceți și voi la oraș, trebuie să vă îmbrăcați mai omenește, nu merge chiar așa. Dar să trecem peste nimicurile astea, să ne gândim la Dragoș, fiindcă ți-l las dumitale. Ruda aia a mea ar fi capabilă să nu-l vadă și să-l arunce la gunoi. Ți-l aduc aici cu masă cu tot, o să mă ajute el să car masa. Când trebuie umblă, te ajută. Mi l-a lăsat și mie cineva de mult. Hai să-i lași și dumneata altcuiva. Când o veni momentul, trebuie să mărești scorbura. Să încapă și el aici cu masă cu tot. Bine, domnule Sima, i-am spus, o să mărim scorbura. Eu și Zenobia cu mâinile noastre. O să facem și o mică latrină pentru Dragoș. Oamenii se ajută între ei. Dragoș nu are nevoi fizice, m-a întrerupt domnul Sima. Și nu o să te deranjeze deloc. Stă liniștit pe masă. Ca un mort sau ca o păpușă de ceară. Vorbește extrem de rar. Și nu se ridică decât dacă e nevoie să te ajute la ceva. Știi foarte bine, am putea chiar să renunțăm la masă. Am putea să-i așternem pe jos niște crengi uscate. Poate să doarmă și pe pământul gol. A, nu, domnule Sima. El e bătrân. Dacă doarme pe jos, ar putea să răcească. Te rog, adu masa. De ce să nu aduci? Ce dacă săpăm cu mâinile noastre eu și Zenobia? Doar știi foarte bine că așa trebuie. Adu-l, domnule Sima, cu masă cu tot. Nu contează. Atunci am să-l aduc cu masă cu tot, a spus domnul Sima. Când terminați de mărit scorbura, vi-l aduc cu masă cu tot. Acum trebuie să plec. Se înserează, să nu vină lupii. Rămâneți cu bine. Cât timp a durat convorbirea noastră, domnul Sima a plâns, după cum se obișnuiește în asemenea ocazie. Acolo, în viscol, lacrimile i-au înghețat peste ploape. De aceea, când a plecat clătinându-se în bătaia vântului și târându-și prin zăpadă pușca aia, avea ochii acoperiți de o crustă străvezie, ca orbii cei mari, ca Homer, de exemplu. Iar noi, după ce ne-am îmbrățișat, am închis la loc fereastra făcută din nuiele.